mă numesc Vânzare Romina, am 18 ani, sunt absolvent al Liceului Teoretic Mihai Eminescu, am terminat 12 clase la profilul real. De la vârstă foarte fragedă am sperat că voi deveni un medic bun și tind și aspir la o carieră în domeniul medicinei. Sunt foarte mândră de părinții mei pentru că o mare parte a succesului meu se datorează lor și susținerii pe care am avut-o din partea lor în fiecare an. Sunt lacrimile plânse acasă că nu am reușit undeva, că trebuia să iau o notă mai bună decât am primit, că trebuia să muncesc mai mult și au fost părinții care mi-au fost alături. Faptul că am participat la Flex este în genere o istorie aparte, cred că este un an de viața mea, dar a costat cât o viață întreagă, sincer să vă spun. A fost foarte greu. Toți cred că viața în America este foarte simplu, că ai ajuns acolo, dar nimeni nu a observat munca care a fost depusă pentru a realiza acest succes. Sunt două lumi diametral opuse, sincer să vă spun. A fost foarte interesant să încerc să mă încadrez acolo. Școala care am frecventat-o eu, de exemplu, lecțiile nu erau de 45 de minute, dar erau de o oră jumate. Cum ar fi, aveam 4 perechi. Pauzele nu sunt ca în filmele americane, cum crede lumea, că toți stau la dulăpioarele alea frumoase și au timp să vorbească, să bârfească. Nu este chiar așa. Pauzele erau de 5 minute, școala era extrem de mare, era, cred că, de 3 ori mai mare decât școala în care învăț eu acum. Era foarte greu în acele 5 minute ca eu să ajung din blocul A în blocul B la lecția care urma. Lecțiile erau destul de interesante, erau mult mai moderne, pentru că noi nu aveam caiete, nu aveam pixuri în majoritatea obiectelor, ci utilizam un calculator pe care aveam temele pentru acasă, lecțiile de la ore și așa mai departe. Majoritatea cred că lecțiile predate în America sunt foarte simple, însă eu nu aș fi de acord, pentru că au anumite nivele de colegiu, universitate, care sunt mult mai dificile decât lucrurile pe care le învățăm noi aici. Desigur, bacul este o problemă actuală în țara noastră, este într-adevăr ceva de ce se teme, cred că, oricare tânăr care ajunge să finiseze clasa 12-a, îndeosebi cei de la profil real, pentru că bacul la matematică este o durere de cap. Momentan mă simt destul de pregătită pentru a susține examenul de stat. Nu îmi fac griji la majoritatea obiectelor. De asemenea, sunt scutită de bacalaureatul la limba și literatura engleză. Am susținut examenul Cambridge încă la începutul anului. Consider că cel mai important este să-ți urmezi visul. Eu am avut noroc de niște părinți care mereu m-au încurajat să fac ceea ce îmi doresc și nu m-au oprit din aspirațiile mele, să spunem așa. Consider că este valoros să facem ceea ce dorim, să ne urmăm visurile și să construim mai departe o carieră în domeniul în care ne regăsim. Nu cred că este potrivit să urmăm sfaturile celorlalți, inclusiv prietenilor care spun că, uite, o carieră în IT acum este foarte în vogă și ar fi mai bine să o faci. Nu, cred că e necesar să facem ceea ce considerăm noi bine pentru noi.